Ideea consilierului liberal Grigore Crăciunescu ca elevii olimpici și sportivii meritoși să fie prezenți la balul primăriei în mod gratuit a fost respinsă din cauza faptului că majoritatea acestora sunt elevi minori și nu se încadrează în ideea manifestării. Domnul primar, am văzut că în rectificarea bugetului este prinsă o sumă de bani provenită din donații și sponsorizări pentru cheltuielile necesare balului organizat de primărie. Nu vă întreb, sau cel puțin v-aș întreba, dacă în momentul de față aveți conturate toate cheltuielile și care este nivelul la care se va ridica și dacă ați luat în calcul ca, într-o anumită măsură, să fie sprijinit și din, să fie finanțat și din surse de la bugetul local. Dacă da, deci dacă vor fi și surse din bugetul local, vă propunem noi grupul de consilieri PNL, pentru că tot timpul am stimulat performanța, să oferiți invitații gratuite, într-un număr limitat 50, maxim 100 de invitații gratuite, olimpicilor și sportivilor de performanță din instituțiile de învățământ din municipiul Râmnicu Vâlcea. Și să invităm gratuit să participe și ei alături de toată lumea la acest bal. Deci eu am, tot timpul m-am achesat la propunerile de astea, dar cred că la un bal, oamenilor, putem invita copiii care au luat pe evidențență. Noi am avut grijă de acești copii, i-am primit cu burse de 30 de ani. Astăzi chiar avem pe un moment cu ceea ce am promis, burse pentru copii, burse de excelență, burse de medici și burse sociale. Nu cred că e cadrul corect să invităm la o noapte de chef, să invităm copilul de clasa 8. Nu mi se pare corect. De aceea, acesta a fost motivul pentru care ne-am invitat. Iar vreau să spun că în acest an, niciun participant de acolo, inclusiv administratorul și guvernul de Danța, și-a plătit fiecare consumație. Am făcut la un restaurant pentru că, ca să nu mai cheltuim banii pe care îi credeam la sala scurtă cu amenajarea sării, deci am mers la plană cu economie, cum se spune. Deci, am înțeles. Dar, într-o anumită măsură, va fi sprijinit și din surse de la bugetul local, că până acum s-a mai întâmplat și noi, grupul de consilieri, în permanență am sprijinit acest tip de activități, niciodată nu am votat împotriva. Nu pot să vă spun acum cheltuielile detaliat, dar vreau să vă spun că nu cred că se acoperă din costurile participanților, absolut toate cheltuielile. Asta pot să vă spun. Am înțeles. În aceste condiții suntem de acord să, ca această acțiune frumoasă să fie organizată, dar propunerea noastră este, ok, nu sunt minori, dar cei care sunt deja la 18 ani, clasele la 12 ani, pot fi invitați să vadă ce se întâmplă, că e bine să-i avem alături de noi. Tinerii cu performanță. Din punct de vedere aveți dreptate, dar e un val al comunității. Nu putem invita copii, ele, și dacă invităm pe unul care a fost, a luat un loc întâi la Olimpiadă și are 12 ani, pe acela nu-i invităm și-l invităm pe unul care era cu 3 mari, 18 ani, mi se pare corect. Eu cred că, din punctul meu de vedere, și așa am făcut materialul, acești copii au fost primiați în zona centrală a orașului cu sume foarte, foarte mari, spun, comparativ cu acelor județ de țară, 30 de milioane de lei, chiar 4.000 de lei de acum așa, 4.000 de lei le-am dat la fiecare și astăzi și bursă. Ideea este că faptul de a fi faptul că ar putea fi invitat să participe, într-un fel, poate să-i felicitați, pentru ei reprezintă ceva, oricum ei, pentru orașul ăsta înseamnă foarte mult. Că sunt aici, că duc mai departe renumele orașului, olimpici la nivel național, de la un colegiu de performanță din Râmnicu Vâlcea, ideea va fi chiar de a-i prezenta, de a-i felicita. Mă voi gândi la acest vot, dar este foarte delicat să vii, să-i primiești și după aceea să-i plecați acasă. Deci e delic. Iar să ții la masă o noapte întreagă cu un copil de 12 ani, nu se mai poate face ceva. Că nu poate majorii, da? Poate bine să o analizați într-o anumită măsură. Eu vă mulțumesc că sprijiniți o tradiție a municipiului, nu este vorba de mofs sau ceva, dar e vorba de o tradiție și eu cred că locuitorii municipiului Râmnicu Vâlcea merită și astfel de momente. Pentru că ne-am săturat să fim dezbinați, să mă ură, merită și momentul în care să fim împreună și să lăsăm totul deoparte. Performanța și competența tot timpul am apreciat-o și am stimulat-o. Și eu la fel.
Tot în ședința de Consiliu Local au fost aprobate și sumele pentru bursele elevilor cu media peste 8,50.